Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Romanul lui Gontran. Spatele drept, mâna cealaltă pe masă, cotul ridicat, degetul mic relaxat, gura țuguiată, buzele în față și abia după aceea poți în sfârșit să bei. Iată-l pe domnul. Și dumneavoastră, domnule Bob. Nu știm să facem și noi un truc repede? Demonstrație, mersul perfect, echilibrul perfect, manierele la fel. Nimeni nu e perfect, cu atât mai puțin cel care crede că este. Imperfecțiunea apare acolo unde te aștepți mai puțin. Domnule primar, contez pe dumneavoastră pentru a trimite conținutul acestei cutii. Și Gontran este perfect, e o adevărată tortură. Hei, Oscar, mai mieros, mai puternic. Priviți, atenție, la... Baltazar, tu care ești muzician, ce părere ai? Contele Gontran de Florville are dreptate. Pe barba strămoșilor mei, fă un mic efort și renunță la bâlbâiala asta, este oribilă. Dacă nu veneam eu să fac puțină ordine în târgușorul acesta, oamenii aceștia nu au niciun gram de recunoștință. Regret, conte de Florville, dar iată o mică moscă din această dezordine pe care o disprețuiți. Mulțumesc, Fred! Pa! Pentru locuitorii din Providence, prin bunăvoința domnului primar, ciudat! Bla bla bla, înmânați conținutul acestei cutii celui care în 3 zile va scrie rezumatul cele mai palpitante aventuri. Semnează un anonim binevoitor avid de aventură. Cred că e 1 milion aici. De ce să risipesc atâta bănet pentru un amărât de scriitor din Providence? Aș putea să fac o mulțime de lucruri cu banii ăștia. Bună ziua, Oscar. Cred că ți-a căzut ceva. Mie? Nu cred. Așadar, ce te aduce aici? Ba da, a căzut ceva. Ei bine, uite, un concurs literar. Și ce recompensă! Haide să le dai de știre! Trebuie să ne grăbim? N-am putea să fructificăm banii ăștia câteva zile? Sau câteva ore? Îmi ajung și câteva secunde! Haide! Haide să le dai de știre! La picioarele sale, mica Amedee aruncă cu cartofi și flori. Toate bune și frumoase, chiar mirific aș putea spune, dar fără aventuri. Îl vedem pe domnul perfect la treabă. Am găsit. Când vorbești de navigare, vorbești despre aventuri. Un vapor ce pe ape plutește, plutește. Vaporul eroului plin de turtă dulce e perfect pentru început. Nu e bine. Cred că se cuvine să-i dăm un imbold. Cu aceste amortizoare, avionul face mai puțin zgomot. Problema e greutatea lor. A trebuit să mai adaug 2 motoare ca să pot decola. Serios? Uite, îl vom surprinde pe Oscar. Iată barca lui. Îl vom speria bine. Martin, întoarce! Nu l-am văzut pe Oscar la bord. Problema cu amortizoarele astea e că pierzi din suplețea zborului. De acord, cheamă repede ajutoare. SOS, începeți căutările. Barca lui Oscar s-a scufundat în lac. Poziția X2UP5. Nici urmă de Oscar sau de barcă. E vina mea. Nu trebuia să plec, Katia. Dacă aș fi avut costumul de scafandru, ar fi fost salvat. Salvat cine? Oscar, unde ai fost? La mecanic, mi-au trebuit 8 ore să-mi repar barca. Cum? S-a întâmplat ceva? Oh, dar nu era barca ta cea de pe lac? Sigur că nu, a stat toată ziua în port. Adică noi am avut vedenii? Ei, Katia, nu e vorba de asta. Oscar! Tocmai am văzut barca ta trecând prin grădină. Ori ai vedenii, ori se întâmplă ceva ciudat aici. Ai înțeles, Baltazar, să nu fiu deranjat sub niciun pretext. Viața mea, un excelent roman scris de... să-mi iau un pseudonim, de Rudolf Rudolfino. A fost odată un primar care... Acum totul îmi este foarte clar, Oscar. Este vorba de urmele unei bărci. Aceeași dimensiune și același tip ca a ta. E ridicol! Barca sa e acostată la țărm. Și de când navighează bărcile pe uscat? De când în Providence există un secret de descoperit și mistere de elucidat. Ce mistere? Marten a fost victima unei iluzii optice. Barca ta nu poate fi în același timp și în port și în grădină. La fel cum nu poate fi în același timp la mecanic și pe lac. Și totuși voi ați văzut-o acolo. Înseamnă că are o soră geamănă. Unde mergi? Unde? Pe lac. Acolo trebuie să începem căutările. Dacă te amuză să cauți bărci fantomă, eu trebuie să merg la doamna Ruflet să o ajut la câteva fleacuri. Apropo, nu ai cumva o roabă? Ajutor! 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 Repede! Prinde prăjina asta! Pleacă de aici, lasă-mă în pace! Dar... O invitație pentru a vizita biroul de obiecte pierdute nu trebuia. Nimica toată, oricum e gratuit. Am făcut-o drept mulțumire pentru că ai dactilografiat manuscrisul meu. Nu trebuie decât să corectez punctuația și să înlocuiesc spațiile goale. Eu voi fi prima care vă va citi opera. Sincer, nu mai înțeleg nimic. Eugen e supărat că l-ai făcut să bea supă. Oscar, barca ta era cât pe ce să mă calce în plină stradă. Nu știu ce tot îndruge acolo, dar nu sună bine deloc. Te asigur că nu s-a mișcat de aici. Am înțeles. Tu și Marten ați inventat povestea asta diabolică ca să mă alungați. Vom sta aici. Dacă pleacă undeva, vom fi primii care vom afla. Citesc. A fost odată un primar. Puncte, puncte. După care el, puncte, puncte. Deci a doua zi, alte puncte, puncte. Și așa până la capăt. Așa ați înlocuit spațiile libere, domnule. Textul seamănă cu un Schweizer. Dar... Niciun dar! Veți scrie de 100 de ori. N-am să pun pe nimeni să muncească în locul meu. Primarul nostru va scrie o adevărată capodoperă. Nu vă mai străduiți. Nu aveți nicio șansă să câștigați concursul. Cred că vine cineva. Oricine ai fi, te fac praf. Cred că vă e foarte foame dacă nu dormiți. Se vede treaba că avem o imaginație bogată. Nu e bine, nu e destul de înfricoșător. Zici că nu e înfricoșător, ia să vedem ce putem face. Ar trebui să am niște idei grozave ca să-l înving pe primar. Oh! Oh! Oui! Ah! Da! Excelentă idee! Sunt minunați! Șchiopătând, cavalerul negru decapita ierburile. Sub coiful său ornamentat, o cicatrice îi brăzda chipul de la ochi până la bărbie. Aruncă ciomagul, scoase flinta, îndreptă spada, măciuca, baioneta. Dar... Katia, e cineva la mine? Oh, nu, de data asta vreau să dorm, gata! Nu mi-am amintesc să fi trimis cuiva invitații la bal mascat. Accept provocarea ta! De ce? De ce să ajungem la așa ceva? Stăpânul să mă duci înapoi, mărturisește! Spune-i că nu vreau să fac de 100 de ori aceleași gesturi, să citesc de 100 de ori aceleași cuvinte. Da, 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 bine, am să-i spun... Se numește praf descărpinat, nu e o armă perfecționată, dar e foarte eficace. Dacă te prind, am să te fac bucăți! Nu știu ce înseamnă asta, dar nu e de bine. Katia, unde ești? Deocamdată am scăpat. Oh, nu, e parcă fantomă. Oscar, sari! Mumia descărnată din Cairo, măcelarul Chior din Paris și vârcolacul sângeros din Londra. Poftim! E tot ce am și acum te rog să mă scuzi, mă duc să mă culc. Mi se va întinde în cale un covor roșu. Concursul acesta este al meu. Avem deci o barcă fantomă și un cavaler care fuge de stăpânul său. Slabe indicii. De aceea nu-mi place să stau la palavre cu cavalerul acesta. E gata! Atenție la cap! Funcționează! Iată jucăria ta! Vrăjitorii folosesc acest fluier pentru a atrage spiritele. Ceva îmi spune că acest cavaler nu e tocmai din carne și oase. Și atunci, cavalerul negru ajunse pe trotuar și deasupra craniului turnă din ceainic. Nu-i așa că e îngrozitor? Nu-i așa că este perfect? Acum, Martin! Întotdeauna intri în casele oamenilor fără să cer voie. Urât din partea ta. Drept pedeapsă vei răspunde la două întrebări. Cine te-a trimis la Providence și... Cine e stăpânul tău? Și astfel, deghizat în cavaler, eram ca un vârcolac uriaș. Atunci vârcolacul cu buzele iepure, cu ochii galbeni și gura căscată, asemenea unei muște de pe perete, sări cu furie. Celții spuneau că vârcolacii se feresc de lumină. S-a terminat. Sfârșit. Perfect! Mai mult ca perfect! Să recapitulăm. Avem o barcă fantomă, ca și în romanele cu corsari, un cavaler din Evul Mediu și, în sfârșit, un grrr din legendele celților. S-ar zice că toate forțele răului se întâlnesc în Providence. Un monstru, un monstru! Așa, baricadați-vă, oameni curajoși! Providence nu va mai rezista mult! Pentru succesul meu, pentru capodopera mea, pentru perfecțiune! Ochii aceștia galbeni, pulsă de iepure! Vai! O, nu! E chiar vârcolacul din manuscrisul meu! Creaturile acestea trebuie să aibă ceva în comun. Mie îmi amintesc de monștri din cărțile din copilărie. Asta e! Amintește-ți ce a spus cavalerul, că în cărți se refac mereu aceleași gesturi și că se repetă aceleași cuvinte. Crezi că această creatură a ieșit dintr-o carte? Nu e deloc ciudat. Cunosc un bătrân în Mongolia care leagă cărțile cu un șnur înainte de a se culca. Știi de ce? Ca să nu iasă răul noaptea din ele. Unde se află cea mai frumoasă colecție de cărți din Providence? Hei, acela nu e Atila Hunul? E mai bine să citești despre el decât să-l vezi. Ce e asta? Să ne grăbim! Se pare că Providence e plin de creaturile astea. Nu sunt vinovat! Nu am creat eu monștrii aceștia! Adică nu ai creat decât doi! Da, Atila, vârcolacul Evului Mediu, aveam cărți despre toate acestea. Aveai? Da! Nu le mai am. Le-a cumpărat contele de Fleurville pe toate. M-a trezit în toiul... Unde mergeți? La conte! Poate că e în pericol. Crezi că sunt malefice cărțile lui Stanley? Dacă a fost vreuna, acum e a lui Gontran. Trebuie să ai sufletul curat. Sper că n-am sosit prea târziu. Domnule Conte? Totul e bine? N-ați pățit nimic? Cărțile pe care le-ați cumpărat de la Stanley sunt... Haideți, vă ajutăm să plecați de aici. Hei, Katia, dacă nu vrea să vină, nu vrea! Trebuie să plecăm! Stăpâne! Stăpâne? L-a numit stăpâne! Gontran nu e o victimă, ci e stăpânul lor! M-am pricopsit deja cu un vârcolac și nu-mi place deloc! Mai bine nu mă uit! Când eram mică, m-ai terorizat prea mult. Acum mă voi răzbuna. Vino aici dacă îndrăznești. De data asta ești al meu. Bine, atunci prinde-mă! Ce mai aștepți? Nu te grăbi! Încă n-am terminat cu tine! Manuscrisul meu! Auci! Lasă-mă! Lasă-mă! Unde s-au dus? Ce-am făcut cu ei? Nu sunt stăpânul lor, sunt doar creatorul lor. Totul e din cauza acestei cărți. Fiecare personaj a devenit real, ca prin farmec. Ai avut dreptate, Oscar. Monștrii au ieșit din carte. Cum se poate ca o ființă perfectă ca mine să dea naștere unor grozăvii? Pentru că nimeni nu e perfect, conte. Cu toții avem micile noastre imperfecțiuni. Poate că după toate acestea le veți accepta mai ușor. Da, dar 57 de imperfecțiuni într-o singură zi? Oscar, doar nu vrea să spună că... Că mai sunt monștri liberi în Providence? Cred că da. Dar cum o să-i oprim pe toți? Cum i-ați oprit și pe ceilalți. Dar există o problemă. Că nu am făcut nimic. Ceea ce mă supără este că din cauza lui va trebui să rescriu mai multe pagini. Desigur, pasajele care au ars. Poate că aceasta e soluția. Sigur, dacă nu există carte, nu există personaje. Așadar trebuie să ardem cartea. Bine, dar concursul? Câștigătorul este... Oh, ia te uită! Câștigătorul este Rudolf Rudolfino, eu! Nu e corect! Am citit romanul său, a scris o pagină și jumătate și e plin de greșeli! Ei, Martin, ar trebui să știi că în literatură succesul nu se măsoară în kilograme. Vreau să vorbesc cu juriul care a decernat acest premiu. Membrii juriului doresc să rămână anonimi. Domnișoară Adrenalin, înmânați, vă rog, premiul câștigătorului. Domnul conte ți-a spus să nu bei ca un furcel. Gura deschisă frumos, perfecțiune și toate celelalte. Le-ai uitat? Uite ce harababur am provocat cu sfaturile mele. Oh, oare a dispărut domnul perfect din Providence? Domnul perfect este un monstru ce a dispărut odată cu ceilalți. Nu mai rămâne decât domnul conte de Fleurville. Dar voi puteți să-mi spuneți Gontran. Ajutor! Premiul meu! Ajutor! Premiul atât de drag! Oh. Când te joci cu focul, nu se știe ce se poate întâmpla. Felicitări, Oscar! Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Andrian Locovei, Iona Brudan, Ana Maria Vlad, Doru Fârte, Ileana Iurciuc, Alexandru Rusu, Rin Tripa, Petre Ghimbășan, Richard Balin. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu. Regia Ileana Iurciuc și Iona Brudan. Dublajul a fost realizat de Studio Oradea.